Suntem din nou în direct, iar pe adresa de e-mail, acolo unde foarte mulți dintre dumneavoastră ne scrieți, fie pe mail, fie pe Facebook, ne-a scris și Adela și ea vă întreabă care este un înlocuitor pentru produsul Bravo. Se știe că deci nu mai găsim. Noi am promovat mai multe, produsul Trineo, Riza sau Matiz. Unul din ele, oricare îl puteți folosi în locul produsului Bravo. Maria are două întrebări. Ne spune că în curte are un nuc de cu vârsta de 12 ani, iar frunzele nucului prezintă pete maronii, iar fructele înăuntru sunt negre. Antracnoza nucului, noi am dat detalii pe toată perioada, trebuie făcut două sau cel puțin trei tratamente cu un produs pe bază de cupru. A doua problemă este că în primăvară a plantat căpșuni pe folie care s-au dezvoltat foarte frumos și au avut fructe. În urmă cu o lună, după sezonul ploios care a fost, în decurs de câteva zile s-au uscat toate frunzele, devenind frunzele casante. Da, se poate întâmpla, intervine o ciupercă acolo, neapărat ploaia și în general umiditatea creează probleme și trebuie făcut tratamente. Sunt tratamente care se efectuează cu un fungicid pentru combaterea bolilor și cu un insecticid. Să și sperăm în plus că de asta trebuie administrat și îngrășămintele foliare care se aplică în perioada respectivă. Să sperăm că mugurele vegetativ mai există acolo, doar frunzele s-au uscat și planta în primăvară va porni, dar în primăvară vă rugăm să o ajutați cu aplicând albit ca să stimulăm planta să se dezvolte și îngrășămintele foliare să nu-i lipsească sau îngrășămintele complexe sau administrate la sol. Sau dacă are sistem de irigare pâmpicurare, poate să pui geliasol. Vasile, cum ar putea să scape de larva cărăbușului de mai la arbuștii fructiferi, zmeu și mur, care sunt plantați în primăvară și spune că îi distrug toată cultura? A administrat Rica Expert granule, dar și decis, dar nu a scăpat de larva cărăbușului deci, de mai. Deci eu i-aș recomanda să folosească Velum Prim, dar să-l folosească înainte de lucrările agricole, deci în primăvară foarte, foarte devreme, mobilizează solul la rădăcini, acolo aproape de plantele respective și face tratamentul cu Velum Prim și îl repetă la 15 zile. Ioan ne trimite mulțumiri în primul rând pentru recomandările pe care le-am făcut în cadrul emisiunii. Ne spune că a reușit în proporție de 90%, dar crede că i-au scăpat ceva. Probabil că ne-a scăpat și nouă, vă spuneam, ne asumăm munca în echipă și ne asumăm și greșelile. I-a scăpat și ne-a trimis și imagini cu niște ciorchini de struguri. Rog pe colegii mei să ne arate imaginile trimise de Ioan și ne întreabă dacă aceste manifestări sunt din cauza unei boli sau unui dăunător. S-ar putea întâmpla să fie arsuri solare acolo. Nu-i ceva, n-am văzut să fie ceva deosebit, nu are făinare. De regulă făinarea duce la crăpare, dar acolo cred că sunt arsuri solare. Ori arsuri solare sub nicio formă nu este scorioza la vița de vie, e o boală foarte păguboasă. Sau probabil este boabele acelea sunt înțepate de molia strugurelui și doar sau câteva sunt afectate. Să fie. Exact. Ioan, mai întâi vrea să ne mulțumească pentru tot ce am transmis pe parcursul unui an. Le-a fost foarte de folos. Aplică în mod regulat tratamentele așa cum le recomandăm noi, dar la un soi de tomate nu a reușit să salveze recolta și nu știe despre ce boală este vorba. Este mană. Mana nu a observat-o la timp și aici, pe fructele respective, este boala petelor de bronz. De bronz. Orice modificare în structura frunzei, în forma frunzei sau în structură sau în colorit, cât și a fructelor, luăm în calcul un virus, pentru că doar virus și modifică forma și structura. Și ăsta este virusul care produce asemenea decolorare a fructelor, deci este boala petelor de bronz. Să nu recoltăm sămânță de la plantele afectate sau care manifestă. Sub nicio formă, în consum le poate utiliza, nu creează probleme, dar nu este voie să recoltăm semințe de acolo și să facem răsaduri din semințele respective. Manole, ce erbicid să folosească pentru pir în cazul gazonului? Aici a fost, nu știu dacă mai găsește pe undeva. Pe internet eu l-am găsit, Foxtrotul mai există. Da. Și
mai poate folosi heinic. Să încerce undeva să vadă. Să găsească, v-am spus... Sau Herbos. Herbos, iar este un produs bun pentru așa ceva. Să încerce să vadă... Noi n-am încercat, dar este recomandat pentru pirul târător. Petru are un teren cu pom fructifer, mer, prun și cu viță de vie, iar sub pom, pe lângă viță, sunt foarte multe buruieni de diferite soiuri, ne spune el. Ar dori să erbicideze tot terenul, dar să-i spuneți cu ce erbicid, având în vedere combinația între pom și vie. Depinde de ce perioadă face și de regulă face când buruienile sunt dezvoltate. Și atunci eu i-aș recomanda să folosească produsul Cicara. Este un produs bun care se folosește și ca erbicid în vița de vie în perioada de vegetație. Cu mențiunea să evite să atingă cu erbicidul frunzele pomilor sau vie. Frunza, numai frunza respectivă moare, celelalte trăiesc. Este un lucru foarte important la produsul Cicara. Dacă erbicidează cu erbicid total pe bază de glifosat, ăla se translocă în rădăcină și creează probleme plantelor. Ileana ne-a trimis poze cu varza, ne întreabă dacă are probleme sau și-a dat seama dacă are probleme cu viermi sau ceva musculițe. Varza vedem că este și mâncată, nici n-a format căpățână și căpățânile care s-au format sunt găurite. Poate că are și limac și acolo. Că se vede, poate să vadă pe sold dacă nu este mucu sau acela. Sau, dacă numai în interior, poate să fie buha verzei. Mai poate să facă dacă larva este în interiorul căpăținei? Mai mare poate să... lucru nu. Că asta este întrebarea, dacă mai poate să facă nu. Ceva. Dar acum trebuie văzut ce este. Dacă este numai la suprafață așa ceva, poate să fie melcul fără casă. Dar dacă este și în interior și... Căpățina secționată în zona unei găuri conține un vierme, nu mai avem. Cam greu. Domnul Ghibu, din păcate, timpul alocat acestei ediții a luat sfârșit. Vă mulțumesc pentru informații, vă mulțumesc și dumneavoastră că ne urmăriți și vă așteptăm săptămâna viitoare cu informații prețioase despre sănătatea plantelor. Eu vă doresc dumneavoastră multă sănătate și forță de muncă să obținem și plante sănătoase.